legislativ și economic, dar din păcate ignorăm că viața nu este doar atunci când o conștientizăm matur, ci și atunci când încă n-am văzut lumina zilei, dar suntem în pântecele mamei. Ediția 2024 a marșului e marcată și de cazul Alexandrei Ivanov. Sunt multe cazuri în povestile acestea, nu aș vrea nici să le politizăm, dar sunt multe mame care probabil trăiesc încercări ca și în cazul Alexandrei. Sunt foarte multe mame care au pierdut pruncii încă în pântece fiind și acestea trebuie încurajate, susținute și în același timp motivate să lupte pentru o altă viață. Mulțumesc! Thank you.